cu secțiunea creației. Spuneam și am un miliard de foi aici, așa că o să mă duc la pagina... pagina 6, pentru jurați, da? Secțiunea creației debutează cu o melodie numită Bunica mea, tu înger pământesc. Muzică George Dragomir, text Viorela Filip, interpretă Mirela Oana Lepăda. Așadar, start pentru toți! Thank you.
Poveste la Țărm de Mare. Muzică George Dragomir, text Viorela Filip, interpretă Mirela Oana Lepădat. Thank you.
Ioana de Pădat. We are the world, au zis copiii. Tu ești de la trupa Fresh, da? Ați luat din partea copiilor premiul copiilor. Ei au zis că voi meritați cel mai mare premiu. Așa, mai departe. Hai, mai încolo noi. Așa. Te dai Mirela mâna de pădat. Urmează? Elena, da? We are the world, în engleză, piese în altă limbă. Hai să vedem. Premiul întâi, Andrei Berbec. Andrei Berbec, premiul întâi. Primește o sacoșă de la Oriflame. Cu parfum ceva, vedem imediat. Stai să vină sacoșica Oriflame. Premiul întâi, Andrei Berbec. Bun. Tot premiul întâi. Uite, hai să vă zic. Tăticul lui are salonul de frumusețare Freestyle by Liviu și iată ce a pus să-i facă, ce frumusețe, bravo, da? Acolo sunt patru premii, vă spunem imediat. Așa că vă duceți copilul și vă face o prezentă, țăiți. Tot premiul întâi, Mihai Ștefano Pană. Mihai Ștefano Pană. Premiul întâi, primești o sacoșă de dulciu de la Dr. Gerard Șir Alberti. Și trofeul, Mirela Alepădatu. Mirela Amana Alepădatu. Felicitări. Trofeul secțiunii We Are The World. O fustă de la Corsa Shop. Mulțumim corsashop.ro. Mulțumim mult. Iată rochița. Fustă, rochiță, e de scenă. Le-am cerut așa mai de scenă, că sunt tot coregraf, masterant al actorului de muzică. S-a învățat ca o creciunică. Elena Georgian, soprană, profesor de muzică. Florin Oprică, solist, muzică ușoară și instructor coregraf, actor, director cadru de cultură de medicină. Și George Dragomir, tenor, profesor de muzică, membru al Uniunii Compozitorilor din România. Ei sunt în juriu dimineață, până la ora 1 avem câteva secțiuni, pauză până la 2, de la 2 alte secțiuni, se mai schimbă din ei, mai vin și alți jurați. Jingle bells chiming, jingle bells time, dancing.
R&B, pe pagina 8, la secțiunea R&B, s-a scris o singură componentă și bravo ei. Mirela Oana Lepădat, în vârstă de 10 ani, din Galați. O găsim? Stai să găsim negativ, dar nu mă speria. Ce? Și să mai spunem de CB Media, aveți filmările acolo profesioniste, dacă vă trebuie momentele artistice, le puteți procura de la CB Media. Yves Rocher m-a anunțat că au plecat și premiile se anunță telefonic sau la ei pe Facebook sau pe site. Melodia se numește? Da, un omenis. Da? Suntem pregătiți? Mirela Oana Lepădat. Don't mind me, I'm begging you.
avem o singură secțiune și asta. Dacă mai vreți filmările, acum le luați, că îi pleacă la 10 la 3, da? Și nu mai au cum să vi le dea. Filmările profesioniste ale momentelor artistice din concurs. Le găsiți la CB Media, da? Poate vreți să vă puneți pe YouTube filmarea, super. Vă chem eu, vă înșir aici, da? Nu, vă chem, stai, vă chem. S-o vreți din primă? Hai, înșirați-vă. Juriu e poftit pe scenă, noi ne aplaudăm așa ca pe niște staruri internaționale. Bun. Daniela Michitelu, Stella Trifan, Vivi Petcu, George Dragomir și soprana Elena Georgian, care vine din toaletă, dar nu ne deranjează. Hai, unde e Elena Georgian? Eu nu văd, am glumit cu toaleta, dar nu văd. Elena Georgian. Elena? Unde e Elena? Elena Georgian, soprana. Soprana! Să strigăm pe numele de... O așteptăm, că după aia se supără. Unde e soprana? Elena Georgian, haide! N-am nimic, era la toaletă. Gata. Totul e în regulă, da? Perfect. Bun. Așa. Mai glumim, ca să ne destindem. Acum urmează o parte de veselie și bucurie, pentru că toți copiii au la premii, de asta. Bun. Ce cam am premii, cum? Ați cântat perfect. V-ați filmat, da? Rugămintea mea și a noastră este, dacă v-ați filmat, dacă luați un premiu, cea mai mare bucurie a unui organizator este să vadă a doua zi posteri pe Facebook. Dom'le, am fost la Omul de Zăpadă și uite ce am luat. Premiul 1, premiul 2, uite, poate și premiile, rochițele, dulciurile. Dacă faceți o poză și mai dați și tată, știu eu, Gravity Shop sau Renunțe Pichet sau ce găsiți acolo, și sponsorii fericiți și o să vă dea premii și următoarele concursuri. Altfel, da? Deci vă rog, posteri, ca să dau și o mâine, love, love, love. Bun. Începem. Începem gala laureaților. Omul de Zăpadă, ci muzică, dă-i tare, că... Gala laureaților, Omul de Zăpadă 2017, aplauze! Bun, am invitat pe scenă juriul, Daniel Michitelu, Stella Trifan, Vivi Petcu, Elena Georgian și George Dragomir. Mai sunt și alți jurați, dar ei au fost la prânz, au fost dimineață și ieri. Le mulțumim tuturor pentru prezență, vouă vă mulțumesc că ați venit în număr record pentru mine, care fac de 8 ani festivaluri, 181 de concurenți. Stai că v-ați înscris și azi pe la poezie, pe la 185 am spus, ceea ce este record. Mulțumim din suflet. Drept pentru care o să vă recompensăm cu premii multe și frumoase. Bun, o să dăm muzica încet, că nu se s-aude nimic și dacă urmă am miercuri Eurovizionul și dacă nu câștig mor, cam o piesă bombă. Bun. Începem cu premiile copilor. Muzica ce e în surdină, să existe acolo. Noi știm că e victorioasă. Așa. Premiile copiilor, spuneam că avem un juriu al copiilor, au fost acolo cei 7 magnifici, ei și-au pus notele lor, ne-au adus nouă rezultatele, după mintea lor, au dat și ei un fel de trofeuț al lor. N-am pregătit cupe, dar măcar o diplomă am scos. Și atunci o să dăm premiile copiilor, uite, hai să începem tot timpul de aici, da? Daniel, ia un microfon, le și deschidem, da? 2-10-2-10, ia să vedem, merg. Perfect. Și o să spui premiul, numele și la secțiunea X. Deci, păi nu. Un singur premiu au dat copiii la orice categorie, după mintea lor. Bun, deci primul premiu este pentru Andrei Berbec, muzică instrumentală. Deci la instrumentală copiii au zis că Andrei Berbec merită trofeul. Andrei Berbec. Copiii au zis că ești cel mai tare. Bravo, rămâi aici. Nu e altceva decât diplomă, dar ești bucuros că au zis copiii, măcar că ești tare. Aici stai. Mai departe. Diana Damian ia premiul pentru best videoclip. La cel mai bun videoclip, copiii au zis că Diana Damian trebuie să câștige. Rămâi și tu pe scenă. Stați aici, vă înșirați. Bun. Mai departe avem concurenta cu numele Raisa Maria Ștefan, Lumea Poveștilor, premiul copiilor. La Lumea Poveștilor, Raisa Ștefan a câștigat premiul copiilor. Mai departe, Cecilia Chiuță, cred că este. Chiuță, premiul pentru curaj și debut. Da? Fii atent, deci copiii au mai dat și ceva în plus pentru curaj și debut. Am debutat acum? Da. Nu cred la poezie, da. Bravo, deci copiii, uite, copiii premiază cu premii speciale, deci n-ai văzut. Bun. Bun. Mai departe, domnișoara Amel Bibina, best poetry. Cea mai bună poetă, Bibina Amel, ești aici? Bibina, uite ce zic copiii.
Ești cea mai tare la poezie, cred că ai recitat de rupt în mintea lor. Deci ăștia mici nu au mai zis doar premii copiilor, le-au dat titulaturi, adică cine o fi fost cu ideea? Cred că ăștia mai mari, că ăia micii... Premiul pentru popularitate îl va lua Vlad Bușilă. Vlad Bușilă, Bușilă, da? Bușilă. Bine, ei au luat la secțiunea lor, dar popularitate. Vlad este? Unde-i Vlad? E din Galați. Uite-o, ți-au dat copiii că ești cel mai popular. Bravo! Ridicat în picioare. Mai departe, Colin de Românești ia premiul Irina Cocoș. Irina Cocoș, unde copiii au deschis cea mai tare. Hai, hai amică, bine. Irina Cocoș, hai, ești, s-au dat copiii. Uriașă. Ia uite, ei au zis că tu te să câștigi. Stai aici, uite, ești cea mai mică cu cea mai mare. Uriașă și piticul. Premiul copilor îl va lua Gabriel Istrate la Colin de Românești. Colin de Românești? Gabriel. Copiii au zis că ești cea mai bun la Colin de Românești. Bravo. Aici treci. Mirela Oană Lepădatu, cântece de iarnă internaționale. Bun. Felicitări. Copiii te-au votat cea mai bună. Acolo rămâi. Ca să facem o poză la final. Ilinca Macovei va lua premiul la pop internațional. Muzică pop internațional. Ilinca Macovei. Copiii au zis că ești cea mai tare. Acolo rămâi. Tot la pop internațional, Diana Damian va lua încă un premiu. Diana Damian la pop internațional. Toți copiii le-au pus. Mai departe, Raisa Maria Ștefan la secțiunea dans. Raisa, aplauze. Tu ai luat de pe voi. Vă iubesc copiii, bravo. Bun, tot la dans, domnișoara Clara Cristian. Clara Cristian. Care ea la... Păi unde e Clara? A plecat. Am înțeles și... Premiul copilul se acordă domnișoarei Diana Damian, cea mai bună voce feminină. Ia uite, Diana. Copiii s-au desemnat de trei ori câștigătoare. Asta au fost felicitări copilor. Bun, vreau să vină alte premii. O să mă ajute Larisa Olaru. A fost în concurs, dar na, pentru că avem nevoie de asistentă și nu avem alta mai potrivită, ea va veni cu diplome. Deocamdată, George Dragomir este aici. Hai încoace. Vrea să ofere niște premii din partea lui. El e compozitor și cred că o să dea premii compoziții, piese negative. Ia să vedem ce dă. Aș ține muzica mai încet, că reușesc eu de asta. Așa, George trece în mijloc. Atențiune! Așa. O să iep în scenă, în primul rând, anumiți concurenți care au participat astăzi. George, stai puțin să fac poză cu ăștia mici, ca să îi trimitem, că ei trebuie să stai. O poză, două, trei și care a făcut? Mircea, tu acolo zâmbim. Așa, bineînțeles. Gata? Ai ieșit poza? Gata, ați scăpat. Puteți coborâ. Și mai veniți când aveți alte premii. Mergeți în spate, în spate. Zici, iată. Am venit cu două tipuri de premii. O să încep cu primul. Primul se numește Certificat de Interpretare Gratuită a proiectelor artistice George Dragomir și Viola Filip pentru următoarele piese. Tu mă făceai să zbor, tu ești făptură de lumină, eu am cheia spre inima ta, poveste la țel de mare și bunica mea cu îngeri pământesc. Copiii care vor fi strigați pe scenă și vor primi acest certificat, această diplomă, au dreptul de a cere de la mine personal negativul și toate îndrumările pentru a se prezenta pe aceste piese în alte festivaluri, concursuri, televiziune și unde mai merg ei. Primul premiu de acest tip, certificat de interpretare gratuită, merge la Lucian Mutici. Lucian Mutici, un premiu special din partea domnului George Dragomir. Lucian Mutici, dacă mai ești aici, vino să-ți iei dreptul de a cânta piese. A, uite-l. Rapperul nostru, treci, Lucian, eu! Următorul premiu, certificat de interpretare gratuită, merge la Darius Florescu. Darius Florescu, la fel. Deci își alege una din cele 5 sau toate 5? Oricare din cele 5 le poate căta, primește negativ. Oricare, 1, 2, 3, 4, până toate 5. Tu ești Lucian Mutici? Nu. Tu ești Lucian Mutici și el este Darius Florescu. Rămâneți aici. Felicitări, mai departe o invit în scenă pe Larisa Olaru. Larisa Olaru. Ai primit un premiu special, poți să cânti, să alegi de la domnul George Dragomir ce piesă vrei tu și o cânti la concursuri. Da.
În continuare, eu încurajez foarte mult secțiunile de creație și mă bucur că Mihai Tristariu, artist, organizează aceste festivaluri și încadrează și această secțiune, care este o secțiune cu totul specială. O invit în scenă pe Carmen Cușa. Carmen Cușa, un premiu special din partea domnului George Dragomir, dacă n-a fugit acasă. Carmen Cușa, mai exist pe acest pământ? E pe acolo? Una înalt, așa. Carmen Cușa, mai ești? Nu e. Nu e, nu? Sigur? Că ține o duci deoparte. Scriptem noi. Mai departe. O invităm în scenă pe Bianca Alexandra Șchiopu. Bun, Bianca Alexandra Șchiopu. Următorul premiu special de interpretare gratuită a acestor proiecte muzicale și artistice merge la Mircea Berbescu. Mircea Berbescu, dacă mai ești aici și ai rezistat eroi, ai primit un premiu special. E Mircea Berbescu pe aproape? Îl vedeți? Mircea Berbescu? Cine-i Berbescu? Îl luăm noi. O să-l dăm noi. Tot la Risa îi dau, se asistem la masă. Le pui acolo și le dăm noi. Următorul certificat de interpretare gratuită merge la Raisa Ștefan. Raisa Ștefan? Unde ești, Raisa Ștefan? Ești prin spate. Ai dreptul să-i cânti o piesă, îți dă negativ tot ce vrei. Îți alegi, le asculti și le cânti. Următorul premiu special merge la Clara Cristea. Clara Cristea, unde ești? Ah, este unul doamnă. Da? Exact. Bun. Următorul premiu special merge la Gabriel Istrate. Gabriel Istrate, un premiu special. Ia uite, și o să cânte el cum mai făceai să zbor. Sau bunica mea, o înger pământesc. Da, tu îi spui ce să cânte. Ar fi mai indicat în vârsta lui. Diana Damian, următorul premiu special. Diana Damian, un nou premiu special. Să alegi o piesă și o cânti la creație, vrea eu mai mult, înțelegi? Chiar m-aș bucura. Da, chiar trebuie să încerci. Raisa Stanciu. Raisa Stanciu, dacă mai ești aici. Aici, uite, o să cânti o piesă gratuită la domnul președinte. Și eu o să mai ofer același premiu de acest certificat de interpretare gratuită domnului profesor Daniel Militeru pentru clasa din anumite canto. Adică toată clasa. Perfect. Mai, mai sunt? A, mai e un serie aici. Da. Acum o să trecem la premiile Bravissimo. Premiile Bravissimo ce înseamnă? Adică un bravo aplauze, nu? Da. S-a plăcut foarte mult. Cine a interpretat și a avut un pachet mai complex, da, și voce bine pusă la punct, și tehnică, și piesă aleasă corect pentru vârsta respectivă. Iasă. Primul premiu Bravissimo merge la Diana Damian. Diana Damian, din nou. Adică Bravissimo, bravo. Următorul premiu Bravissimo merge la Andra Stefanie Ghiță. Andra Stefanie Ghiță! O să-l ia doamna profesoară. Apoi. Următorul premiu Bravissimo merge la Justin Gavriluță. Justin Gavriluță, dacă ești prin sală, îți spune bravo, compozitor. Adică pentru sensibilitatea pe care o ai în interpretare. Următorul premiu Bravissimo merge la Gabriel Istrate. Gabriel Istrate, din nou. Următorul premiu Bravissimo merge la Mirela Lepădratu. Mirela Lepădratu din Galați. Este aici un nou premiu. Următorul premiu Bravissimo merge la Raisa Ștefan. Raisa Ștefan, iată și premiu. Felicitări. Să le puneți pe Facebook pe toate, așa, așa vrea un evantai. Am luat 7 premii. Am văzut deja posteriați. M-am bucurat. Următorul premiu Bravissimo merge la Clara Cristea. Clara Cristea. Ia parcă mai luat ceva. Clara Cristea. Da. Următorul premiu Bravissimo merge la Raisa Stanciu. Raisa Stanciu, Bravissimo. Felicitări. Următorul premiu Bravissimo merge la Carmen Cușa. Carmen Cușa, care lipsește? Dăm la Risei. La Risa. A, Carmen Cușa, unde e rostul? Ai mai luat un special, dați-l. Asta era, da? Bun, ai două premii speciale, treci pe scenă. Apoi. Mergem mai departe cu următorul premiu Bravissimo, care se acordă Elenei Mihai. Elena Mihai, premiu special, a plecat, da? Tot doamna profesoară Silvia. Apoi? Mai departe, o invităm în scenă pe Larisa Olaru. Larisa Olaru, premiu special, Bravissimo.
Și ultimul și poate nu cel din urmă, premiul Bravissimo Irinei Cocoș. Irina Cocoș, premiu Bravissimo. Unde e Irina Cocoș, cea mică? Irina Cocoș, trebuie să rămâi aici. Vino repede pe scenă, pe acolo. Haide! Fugi pe acolo, ce pe unde? Stai să vină repede. Ajutați-o să vină până pe scenă, nu lăsați să ajungă în baie. Vă rog, că se blochează acolo și o să bată la ușă. Irina, trebuie să stai aici pe scenă, ia-ți premiu. Nu mai pleca. Știu că ești scris. Am amintit că ești scris. Bun, încă o dată, aplauze și poză și salvinuța. Gata? Poza-i făcută? Excelent. Mulțumim, dragi copii, puteți coborâ. Dar nu mai, nu mai, de fapt, tu ești prea mică, de aia te-a luat mami, ca să nu te rătăcești. Eu zic să te duci acolo. Sau stai cu copiii, dar poate o rătăci sau acolo, fii mică. Bun. Gata. Am terminat cu specialele, mergi la loc. O să predăm, uite așa, pentru doamna Stella. Ce avem? Premiile la creație 10-13 ani. Hai să vedem. Gata, mergi acolo. Mergi. Așa. Da, avem premiul al doilea. Al doilea? Da, așa începe. De la coadă, da. La creație, seară sfântă, muzică, Mirela Rizia Marinescu, text Mirela Rizia Marinescu, interpret Maria Tincu. Maria Țincu, din câte mai înțeles. Da. Deci, seară sfântă, a primit premiul al doilea. Felicitări! Și vedem ce ai primit, ce a primit. Dulciuri de la Dr. Gerard și Ralberti. O sacoșă să te îngrași. Mai departe. Premiul întâi, creație. Poveste la Țărm de Mare. Muzică George Dragomir. Text Viorela Filip. Interpret Mirela Dana Lepădat. Oana Lepădat. Iată-o pe Mirela. Hai să o prezintăm. Da, e Oana. Și ce a primit? Stai să mă uit. Tot dulciuri? Trebuie să-mi și spui. Larisa, întreabă Micaela ce avem aici, ca să nu mai desfac cumva. Îmi spui tu la ureche. Dulciuri de la Dr. Gerard și Ralberti. Trebuie să le spun numele sponsorilor, ca așa vor ei. Da? O să vă zic de mii de ori. Gerard. Un alt premiu întâi la creație. Moș Crăciun revine, muzică George Dragomir, text Petre Marcel Vârlan, interpret Alexia Șerbănescu. Alexia Șerbănescu, premiul întâi cu piesa domnului Dragomir, ce-a primit? Dulciuri de la Gerard și Ralberti, o sacoșă întreagă. De asemenea, premiul întâi pentru creație, Iarna Dragostei Noastre, muzică George Dragomir, text Viorela Filip, interpret Alexia Șerbănescu. Tot Alexia care a avut două piese, două premii întâi. Bun. Și primește ce? Și... stai să văd. A primit o rochiță de scenă de la Corsa Show. Perfect, te-ai scos. Surpriză, da, surpriză. Trofeul pentru creație. 10-30. Bunica mea, muzica George Dragomir, text Viorela Filip, artist Mirela Oana Lepădat. Mirela Oana Lepădat, trofeul se ține creație 10-13 ani. Ia să văd ce a primit. O cupă, evident, diplomă și o fustiță Corsa Show. Ia uite-o. Vreau să o văd neapărat. S-o poți la festival, o să o tăguiești acolo, da? Cum ai făcut și poza cu Eugeniile alea sau ce erau? Și nouă ne dați rochițe? Dacă sunteți cuminți, vorbim cu Corsa Shop și cu hăinuțe bichet. Bun, am încheiat. Trecem la creație, 14-40 de ani. Să vedem. O să o ajut. Premiul întâi. Da. Creație, piesa Prietenia. Muzică și text George Dragomir. Artist Adrian Ionescu. Adrian Ionescu, premiul întâi la creație. Să vedem ce primești, că nici eu nu mai știu. Tot premiul întâi. Stai, să vedem ce a primit. Napoletane de la Dr. Gera și Ralberti. Să le mănânci, că ești cam flac. Bun. Tot premiul întâi, piesa Nedespărțiți, muzică și text George Dragomir, artist Cecilia Ghiuță. Cecilia Ghiuță, premiul întâi la creație. Îi dăm diploma. Bine, acum, ce a primit? O cană magică pentru doamna Cecilia. Nu știți ce face cana asta. Trebuie să beți un ceai în seara asta și să vedeți că la fierbinte se întâmplă ceva. Se schimbă, se transformă într-un borcan. Tot premiul întâi, piesa Eu am cheia spre inima ta, muzica George Dragomir, text Viorela Filip, artist Vlad Mușilo. Vlad Mușilo din Galați, premiul întâi la creație. Bravo! Acolo diploma și a primit un parfum de la Avon. Te-ai scos.
Hai, uite-te acolo. Gata. Totul în premiul întâi, piesa Arca lui Noe, muzică George Dragomir, text Adrian Ionescu. Adrian Ionescu din nou. A, tot Adrian Ionescu. Artist Adrian Ionescu primește dulciuri de la Dr. Gerard și Ralberti. Și trofeul, piesa Regăsire, muzică George Dragomir, text Doina Muntean, artist Cecilia Ghiuță. Cecilia Ghiuță, trofeul secțiunii creație, 14-40 de ani. Și-a primit un tort de la Crizantema. Luați-vă tortul, doamnă, să nu răsturnați tortul și cupa. Mai reușiți să le țineți? Un tort să-l mâncați singurică sau eu știu cu cine, nu știu dacă aveți familie, cu soțul, da? Să-l... și cu doi copii. Da, s-a terminat tortul în seara asta, perfect. Deci trofeul creației, s-a făcut poza, s-a apuntat și gata, felicitări, bravo. Bun, am încheiat secțiunea, da?